să-i facă. Ce faci acum aici? Eu citesc din o carte care se numește Bunele maniere. Eu am învățat pentru că îmi trebuie să fii bun și să respecti oamenii mai mari decât tine. Rezultatele se datorează nu numai angajaților asociației, ci și voluntarilor asociației, ci și tuturor preoților care ne ajută și se datorează în mare măsură și părinților. Cine te ajută la lecții? Păi am foarte mulți prieteni care mă ajută la lecții, de mai mult foarte mult mă ajută mama. Am avut copii care atunci când au venit nu știau să mănânce cu lingura și cu furculiță. Însă nu este o problemă greu de rezolvat. Nu este greu nici să înveți să spui bună ziua și să respecti pe cineva. Este foarte ușor. Mai ales că ei sunt la început de drum și prind foarte repede prin imitație acest lucru. Îi văd pe ceilalți. La centru după școală sunt destul de greu de disciplinat pentru că sunt și obosiți. Este greu să le mențin atenția și să grăbesc rezolvatul temelor. Încerc să îi motivez. Cum? Cum anume? Care este prin la început îi întreb pe toți ce propun să facem după ce terminăm temele. Vin diferite propuneri, printre care o aleg pe cea care mă va ajuta să psihologică, juridică, socială, chiar și medicală. Să începem cu acest club al șomerilor, pentru că este o perioadă în care problema aceasta este una acută, cea a șomajului, a pierderii locurilor de muncă. Care au fost rezultatele anul trecut ale acestui anul trecut, de exemplu, am avut în tot anul doar 12 sau 13 persoane, nu mai mult de atât. Ați reușit să le oferiți, să le găsiți un loc de muncă? La cei care și-au dorit cu adevărat și care nu au fost condiționați. Nu am reușit să le găsim, pentru că nu își doreau. Da, de fapt, motivația lor era aceea de a participa, de a primi o masă caldă, nu neapărat de a-și găsi un loc de muncă. Iar noi anul acesta există, mai există? Există o bază de date. Am văzut când am fost în urmă cu un an și ceva la